we just chillin', picking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when. Salutări tuturor, ce faceți? Primul, regele Marian, Cosminau, salut! Salut tuturor! Lui, ce mai zice Jepcar? Iar a vorbit Jepcarul ăla! Am investit, băi, azi, ieri. Am fost pe investiții. Ce mai zice Cosmine? Cosmine nu mai zice nimic. M-am jucat azi Rivals, n-aveam ce să fac. M-am plictis și nu jucam Rivals azi. Așteptam să intru live, dar abia așteptam live-ul ăsta. Îl așteptam mai mult decât voi. Salut Cristian, Silvian, Sebic, te pup, Lovicosi, vamos, let's go. Salut Bogdan, Cosmin. Ce mai zici, te pup, Chris. Băi, Chris, dar tu ai poza lui Anis, mă, la profil? Oh my god. Am investit toți banii, băieți. În momentul ăsta doar ne putem ruga să fie bine. Flavius, deja au început să urce investițiile. Părere, Fofana nu merită cardul ăla, n-aștea nici 200 de capel. Shit. Shit. Shit card. Ai apăsat pe domnul de live. Mamă, ce mare e tricoul ăsta, așa, dar e tot temul, eu am toate tricourile MT la Adidas. Dar nu știu, mi-a luat mama două tricouri MT la Adidas. Și sunt mult mai largi decât toate celelalte, dar e ok. Mă simt bine, ea. Dacă faci 2-0, dau casa mea, ok? Ce să fac cu ea? Trece pe numele meu de acum. Da, 19 vreau, nu vreau să, adică, nu joc să le câștig pe toate. Dar cu cât mai... te vreme cu atât mai bine, deci 19 ar fi mai bun. Salut Daniel, salut Andu Moraru, ce zici cos? La Weekend League, Weekend League. Nu știu care fac toți. Mai toți sunt 2-3 ca peste. Bubuie. Știi ce mie Flavius, să avem o... să nu avem o surpriză să scadă toți mâine. Salut Cosmin Dobrescu. Au bubuit toți Flavius, dar nu știu tot ce. Ce SBC au bugat în seara asta? Au bugat SBC? Joga bonito. Tecatito. Oho, regele Chris Adrian m-a pus pe story. I-am dat ripost. Ce s-a întâmplat cu echipa ta? Este în investiții. Go, Leo! Au bubuit unii din cauza de fiecare. Bine. Băi, mai jos de atât n-au unde să se ducă, Flavius. Cel mai rău, cel mai rău îi dăm cu cât i-am luat. Mai jos de atât n-au fost niciodată. Adică carduri de 89 la prețurile la care i-am luat noi. Karim! Karim! Fofana is shit! Fofana is shit! Niciodată nu merită banii aia. Nu faceți prostia să luați. Am și eu mijlocat să mă ajute și pe mine aici. Sau... aoleu, Fofana. Shit, Fofana. Te pup, Claudiu. Bă, nu-l faceți pe Fofana, măi, prea lent, frate, cel puțin eu, adică eu nu vă recomand să-l faceți. Eu n-aș putea să joc cu el.
Eu v-am zis, eu dacă nu atac cu toți, eu dacă am un jucător în afară de fundaș și central cu care nu pot ataca, îl scot în echipă. Faptul posibil o să-l înlocuiesc. Inclusiv fundaș și lateral, dacă n-atac cu ei, degeaba. Oh, și n-a fost offside, de ce mă gândesc? Se pare tank. Nu, frate, niciodată nu e tank ăla. Nu, adică mie nu-mi place, eu nu-l recomand. Vieira, eu nici cu Vieira n-am jucat. În FIFA ăsta nu mai merge, mă, trebuie să ataci. De ce nu merge nicul pentru membership? Ar trebui să meargă, Albert. Ești pe iPhone, dacă ești pe iPhone trebuie să intri pe Safari. Cred. Copiază-l pe Safari. În FIFA ăsta dacă n-ataci cu ambii mijlocași centrali ești mort. Dă-i dreapta, am dat dreapta, Alexandru, am dat dreapta, da, mersi frumos de sfat, a apărat-o. Salut, capitanul Mareș, 14-0, încă 6 din, nu, 5 din 6 meciuri. Vira este bun fără minge la picior, da. Da, și cum faci tu? Da, frate, vreau, eu până și fundașii laterali. Eu dacă nu atac cu fundașii laterali, scot în echipă. Nu pot, pentru că de acolo pleacă toate atacurile. Câte ori ai în FIFA, ne uităm după, da, multe rău de tot. Lerlo, ia vedeți mă, ăsta știe joacă. Vedeți că ăsta știe joacă bine, nu glumă. Vedeți că ăsta știe joacă bine, nu glumă. Vedeți că-l pucos. Bată player, Nima, te pup. E bun tare ăsta care joc acum. Îl simt din joystick. Paul Trep. Ha, nu, ref, dă-și tu un foul ceva. Ne omoară ăștia pe aici. Și verde. Link-ul... Albert, ți-am spus, încearcă să intri pe Safari. Asta e bun, ăsta care joc, ăsta e bun, bun, bun. Very good player. Transit. No. Și. E urât. Karim the Dream. CDR e top, ca să zic Karim, Messi e top. Joacă, te pup, my idol, te pup, Nima. Ce faci, cum ai ajutat, am mai văzut de mult.
stat bine, mă. Da, mă, dar pressing-ul ăsta manual e zeu. Până și cu echipa asta. Ancara Messi, Ancara Messi. De la fel și pe Safari. Nu prea am auzit să aibă cineva probleme cu asta. Chiar nu înțeleg de ce, Albert. Nu prea am auzit probleme cu chestia asta. Foarte rar. Și ieri parcă și-au luat câțiva băieți membru. Ai de mult ce s-a băgat. Stadionul, da, la stadionul se schimbă camera. No, cum te las scoate? Putea să scoată pe ăla sau pe la tine? Ori fundaș central, stânga ori de la dreapta. Și am dat pas exact unde a scos el. Nu pot să cred așa ceva. Shit. Vina mea. La pas aia greșit, acolo trebuia să calmezi. A dat pressing-ul, trebuia să folosesc radar mai mult. Mamă, deșuturi. Stau în Londra, în România sunt din Călăraș. Și te pup, Foșan. Mareane, cum e Butragheniu? Zine ceva de Butragheniu, regele Marean. Uite mă ce-mi face, m-am simțit că am echipa asta și mă spargem pressing. Mă spargem pressing. Mamă, și-mi face și dansul ăsta enervant. Ăsta merită poză cu șușuit cu mine după... Reste luni până duminică. Stai niște inima, te pup frate, știu că ești
prezent aici. Sufletește. Haide-mă să întoarcem pe ăsta, let's go! Se întâmplă în CB. Sunt chestii care se întâmplă. Pot să-i dau mă și 3. Îi dau câte vreau. Let's get it!
dar ce face celebrarea asta? Mamă, ce m-a enervat ăsta. Take your weekend like win. Fofana ăla e țeapa sezonului. Ăla e cea mai mare țeapă de când o să existe în tot FIFA 22. Nu o să existe o țeapă mai mare de Fofana. Cine ea? Mamă mea, dar ce Victoria, tu vrei ai pus pauza asta așa agresiv. Hai, pe aici afară după faza asta. Eu nu cred că ar da cineva, mă, ăștia postaseră cineva pe Twitter că ar fi un box și că nu pică în pachete. Eu nu pot să cred că cineva dă 1-1 pe cardul ăla, nu pot să cred. Eu nu pot să cred, mă, că lumea, n-ai cum să dai pe cardul ăla 1 milion ăsta. Așa se întâmplă când e hype-ul pe un jucător. Eram sigur că și taberează mult. Când vorbește de jucători. Adică nu știu, dar pe stilul meu nu e, eu n-aș putea să-l joc vreodată. Vezi dacă nu ai deschis pe live, Antonio, dacă îl deschideai pe live, nu s-a pic acolo. La apărare, ok, e bun, dar eu n-aș putea să joc FIFA ăsta cu cineva cu care nu pot ataca. Haide, mă, ce ăsta. Stai să mă vorbim, n-am jucat niciodată, că am jucat, cred că maxim o săptămână cu el și că eram nevoit. Din cauza youtuberilor, frate, că youtuberii au cea mai mare influență asupra gardelor. Bine și nu e un lucru rău, uite gen cum face Ovi, noul Vieira, noul Gullit. Ovi, de exemplu, vedeți că Ovi are una dintre cele mai mari influențe asupra gardelor. Ha, mă, lasă-mă să-ți dau gol și ieși după aia, te rog, eu nu ieși. Nu ieși direct. Acum ieși. Încă 4 meciuri și am făcut rank 1. Cred că noi, youtuberii, noi jucătorii pro avem deschis picul ăsta să mă joc și eu meci de o mareană.
Nu cred că noi youtuberii avem o influență, noi jucătorii pro avem o influență atât de mare asupra jucătorilor, pentru că noi avem restricții, noi zicem mereu că jucăm cu ăștia că avem restricții. Adică sincer n-am auzit pe nimeni să laude pe fanat de jucătorii pro, dar în schimb youtuberii da. Mamă, ăsta cine e? Ăsta are echipă direct de calificări. Ăsta e pro sigur. Are echipă direct de calificări. Băiatul meu. Ia mă, cine ești? Grizu. A, n-am, nu cred că e pro. După nume. După echipă, da, după nume nu-mi pare. Nu cred. Deci nu cred că Messi a ratat aia. Ce puteam să fac, mă? Nu pot să cred. Băi, moderatorii mei, n-am pus nimeni să rezolve spam-ul după chat? Trebuie să mai dau niște moderatori pe activitate, nu se mai poate. Mamă, unde-i găsesc, frate? Trei, au fost trei rage-uri până acum. Perfect. Mai veniți. Haide mă, încă unde ăsta, să văd acum o echipă silver, știți cum ar fi? O echipă silver, dacă văd în momentul ăsta, perfect. Păi cost de glitch, te pup Adiță, am investit tot Adiță, am stat, cred că weekendul ăsta, 12 ore pe trading. Alexandru, am văzut ăsta niște, știu că ești foarte activ, dar dacă mai tot scrii mereu, te mă, nu o să-ți dau dacă îl ceri. Cauza că ai schimbat formatul echipei și MS în 10, da? Dacă îl primești mult, nu o să-l cer, îl dau pe activitate, știu că ești activ, știu cine e activ, dar deocamdată nu caut. Da, m-a luat preț bun, Adiță. 87-14K, 89-26. Bine, am prins 89-20K, am prins Curtoa la 20-22, am prins câțiva și de ăștia. Dar astea au fost prețurile. Acum gata, deja s-au dus în sus, nu mai ai ce să iei. Au bubuit acum. Cu cost de glitch. Go, Leo! Unii 16 sunt. Băi, dacă avem bulanță bubuie. Mă bag, vrei să și la Renato. Oricum și dacă vând acum, fac 2 capă jucător. Leo. Vreau să-mi fac echipă mai repede, să mă antrenez și eu cu echipa mea. Dar e greu că trebuie să-mi fac și pe aia de Premier League. În ce grup de trading? FIFA Trading România Best Group. Tot Cosmin îl cheamă pe băiat. Băi, numele Cosmin e predestinat. The Best. Mai înseamnă The Best. În greacă. În limba greacă Cosmin înseamnă cel mai bun. Am 700 de jucători, că am făcut manevra aia cu inspector elementul. 700 de jucători am. Credeam că am peste 1000 aseară, dar n-am. Am 700. Băi, eu aș vrea să fac
profit undeva la 3 capuri jucători după taxe. Să fac și eu 2.100.000 profit după taxe, dacă aș face 2.100.000 ar fi perfect. Deci fac o casă. Ti-ți fac o cazzo. Arată Karim? Da, am profit frumos. Și că o să mai fie investiții, din ce am înțeles. Tot ce fac acum o să fac undeva la 15 milioane. Iar investesc. Investesc toți banii, mă, până pe 18. N-auziți că fac show? Că nu-mi fac echipă cu Gullit Prime și R9 Prime? Și plus că poate mai îmi bag 150.000 de FIFA points. Nu uite să-mi cumpăr FIFA acum? De ce nu? Merită oricând. Decât să nu-l cumperi? Tău, Leo, n-are susținere, mă, uite ce înseamnă să joci singur într-o echipă, n-are susținere, Leo. Și audați când au venit acum lei. Au venit, mai bine stătea Renato acasă. Păi ce, mă, Dembele gol ce are, n-am nici calculat la calificări. Și făcea senzație, cum faci player switching. Păi da, joc la nivelul ăsta, că fac player switching. Cred că asta e calitatea mea cea mai mare, player switching-ul ăsta, că schimb jucătorii bine și rapid și că sunt foarte agresiv în switching. Asta cred că e cea mai mare calitatea mea în FIFA. Mamă, dacă nu dea pasul ăsta la Popana, era rege. Ia să iasă ăsta afară, mă, Muriente și ăsta. Ajax vibes. Uite. Ce gol e ăsta? Mamă, stai tăla, te joacă serios cu posesie la weekend, la asta. Go forward. Go forward, man! Salut, Cos, te pup, Hades! Vision, vision. Băi, pe Patreon-ul ăla, pe Discord, de fapt, aveți ponturi, cum spuneți voi,
pentru fiecare consolă, și Xbox, PS5, PS4, PS3, Nintendo, tot ce vreți voi, PC, tot. Și părerea de Hajime Icon. Right. What a player, Nintendo 6. Aș intra odată pe Game Ranger, se poate fac odată un live pe Game Ranger cu FIFA 2007. Să mă joc și eu cu băieții acolo. Să văd dacă aș fi bun la FIFA 2007. Intru acolo și zic, îl provoc pe cel mai bun, că joacă și pe bani acolo, joacă de toate. Și zic, let's go. Te spar cu ăsi, vă aștept pe Game Ranger să ne jucăm. Jocul Ronaldinho, te rog, dar să mă lase cu controlul. Să-mi conectez, că nu știu din tastatură joacă. Ar fi mișto să fac un videoclip cu Obi sau cu Knight sau cu ăștia. Au fost foarte buni la FIFA în trecut. Să jucăm FIFA 7 sau FIFA 13 sau FIFA 8. Sunt curios dacă aș avea vreo șansă. Cred că m-ar sparge. Bă, Messi... Ar fi prea șmecher, zic că ar fi vizualizat un episod ăla. Ce record ai? Ceva cu 1. 16 cu 1, cred. Da, 16 cu 1. Dacă joci și faci 17 cu Harry, între jumătatea. Challenge accepted. Îi dau un mesaj. Noi dăm. N-a dat central. Nu, cred și l-am ținut pe ăla acolo, a. Na, că mai dă una așa rapid, de control. Ce formație asta, mă, că nu pot să mă apăr de ea. Thank you.
A, am crezut că sunt prelungirile, mă. Să lăsase aia în jos și am crezut că a dat prelungirile. Iese? Please. Ar fi cool să nu iasă. Da, nu iasă. Ia mă, mai cresc investițiile. Sunt 2K pe plus la toate investițiile. Flavius, dacă ești aici, dacă bubu ești în 5K, să fac 5K pe jucător? Ar fi top. Așa se aude că... Bagă HBC, mă, ceva să mă taxez de aici. Să văzând ce face și mie, te pup, Adrian, da, sunt bine. Mai trebuie să câștig meciul ăsta și încă două și am făcut rancun. Vamos, vamos, spui Cosmin. Deschizi acum pachetul, am investiții. Nu pot să deschid nimic, doar picuri. Ce n-ai luat ăsta? Doar ce l-am băgat, uitați-vă ce stamina are ăla și tot îl prinde, nu înțeleg cum. Vreau să fac bani fără să fac bani în FIFA și... Intrați pe FIFA 3 din România. Ce părere despre Pyramid Crossy? Te pup, te pup, Emil! E decent, nu cel mai bun, dar e acolo. Așa și așa. Ți-a picat în mid icon? Salut, Electro. Baftă să faci 15, păi am 17, vreau să fac 19. BCFC, brad. Pe Discord scrieți comanda, semnezi clamării trading în chat, semnezi clamării trading și vedeți grupul. Haideți băieți să o câștigăm și pe ăsta. L-am prins, e ok, dar credeam că ai făcut mid icon. Nu e bine să le faci, pare că nu sunt foarte mult bune. Numai dacă te cheamă Marian e bine să faci mid icon, te spică Butragenia. E decent, încearcă-l. Slab, nu e. Îți faci treaba cu el acolo. Asta joacă kamikaze, mă, pressing în primul minut. Trebuie să-l taxăm rapid. Cel mai muți, de cel mai muți, că e Messi. Hello King, de pup, vreau zic că... Nu mai mutați, că este Messi, o întoarci. Nu ratează. Na, tu ce-ți faci ploarea în partea aia, dacă ești pe cea ploarea unde am ținut eu și eu de dealul vinit și eu scăpam singur.
Ce Ibrahimovic are ăla bun? Eu nu mă uit niciodată la echipe, decât în calificări. La weekend league, rival, asta nu mă uit la echipe. A, eram sigur. Are pe Ibra ăla bun. Joacă prea kamikaze. Ăsta. Joacă prea kamikaze, dar Messi is everywhere. Am văzut, Eduard, am simțit-o pe pielea mea. Vezi acum care? Da, Chris! Păi asta am zis și eu, l-am simțit pe pielea mea, l-am văzut. Dar l-a văzut și el pe Messi din nou, că uitase ce Messi am. Și cred că îl vede iar acum. A văzut doar cu un asist, Chris. Doar cu un asist. Mamă, ce mă doare gâtul, Chris, la căzătura aia de ieri. Zici că am dormit, știi când dormi nasol? Așa simt eu gâtul acum. Dacă mă mișc puțin în stânga, mă doare, te mor. Ancara Messi. Bă, cum faci drag back-ul, frate? A, trebuie să dai doar o dată. Eu țineam apăsat și îmi făcea schema asta. A, uite că nu mai faci acum, frate. Nu știu ce țineam apăsat. Hai, mă, poate aruncă controlerul. Tot e singur natural dintre toți. Se cuidează pe aici, plus că mai e și băieța și mai e și respect, răspund de toate. Te pup, mana Claudiu, mersi frumos pentru cuvintele frumoase. Băi, respectul e cel mai important să dai. Niciodată n-ai nimic de pierdut cu el. Doar te câștigat. Mamă, cum am scos mingea, te aici numai cu pas. Adi, te pup, ce să zic la Weekend League? Mamă, dar asta nu mai asta la pauză ar trebui să nu mai aibă stamina pe jucători. Da, deja nu mai are, uitați-vă la James, are ce stamina are. Sus, Morientes. Golul ăsta e făcut pentru Morientes. Nu pot să cred. Am investit tot. Coin și nu mai stau deocamdată. Sunt toți puși bine. Back to back rank 1 cu echipă pușcărie. Oh my god! Stai că nu-i gata. Mai am acesta și încă unul. Salut Confabi, salut Tudor! Salutare Dubstar! Deschizeați pecul, am investiții, nu pot deschide niciun pachet, doar picurile.
uitați-vă și voi, Zlatan de 91 cu Renato Gold, uitați-vă și voi. Carte 2 milioane cu carte 3K. Ca să vedeți ce joc FIFA ăsta. Bă, frate, un carte 2 milioane trebuia să distrugă unul. N-avea voie să ia un carte 3K media. Indiferent în ce circunstanțe. Da, e FIFA. Hai pe el direct cu pressing. Hai mă, ieși frate, te rog eu mult, i-am pus o pauză, poate ieși. Nu ieși. Așteaptă și Marian cu picurile alea. Are regele Marian picuri iar. Oho, Barsane, nu te-am mai văzut nu știu când. Ce faci, mă? Mai trăiești? Are. Și Messi. Ancara Messi. Ce taină a inventat el cu Marian? Te-a lucrat cu Marian. Da. Deci am făcut ieri un concept de echipă, Armand Prime vreau să iau un principiu. Mamă, la spartii bă, aici pot m-ar pune așa. Da, nu știu cu ce am dat de ea, poate da acum. Da, pentru că nu mai e ca anul trecut să-ți dea punct de la rival. E și gata, n-are sens să stai. Adică și eu am ieșit când m-a dat la 6. Vreau să este la 4. Am o patrie să iau la 8. Da, da. Da, dar e, nu e Caterinca aia cu azi Jepcar ceva de tine. Ieșise, era o Caterinca, cu Jepcar n-avem nimic, adică suntem prieteni, ne înțelegem bine. Băgau ăștia râncă și veneau la mine și ziceam rău, a zis, iar a vorbit Jepcarul la tine și atunci a rămas Caterinca asta între noi. Gen ăștia de la el vin și zic la mine, gen iar a zis Jepcarul la tine și ăștia de la mine zic la el, gen Caterinca. Nu m-am întrebat cu certuri, adică mă înțeleg cu toată lumea.
cât timp nu sunt provocat să-mi bag cu minte. Îmi place să mă cer, doar dacă îmi provoacă cineva, v-am zis, eu nu cred că am pornit nicio ceartă cu nimeni. Crezi că și fără aia era vorbită pe tine. Pe uniform 100%. 100%. Și are mult ca să o lege după popcorn la numere. O să fie și bine, nu cred, are prea multe carduri, mai greu să cred. Benzema poate, nu știu. Benzema e posibil, nu are prea multe carduri. I-a băgat headliner, acum se dea imediat in form, nu știu ce să zic. Cumpărați stadionul și ninja când trage la poartă sau când dă pase tare în spatele ninja și îmi place, are ceva? Nu, dar nu ți-ai fie să dau mai sus, dar despre ce e vorba. Acum nu trebuie să știi că n-am ieșit de pup, Alexandru, ți-a neștit. Nu o văd discuția. Deci nu știu dacă ceva s-au dat antes. Încă un meci, last game for rank 1. Pe la reale posibil Mendy. Și eu zic că e asigur Mendy. Da, dar o să fie Mendy, Teo e asigur cu două goluri. Teo e asigur, sigur. Ok. Let's do it! Dar pot să arăt stadionul și mingea. Sunt alea basic, nu știu, să le arăt după aia. Eu n-am schimbat nimic la joc. Cum a băgat în FIFA, eu așa am toate setările. Ball roll pass. Nu se poate, mă, dacă trecea asta aici nebuneam. Fuck! Băi, lasă-o în cul. Thank you.
It's time. E catito! Păi la du-te bă, stai la primit unde te duci în față, cum pot eu să dau mingea ăla invizibil, să dau până el, ce să fac? Ce poziționare proastă are popana asta, dar l-aș trebui să zboare, să nu mai joc în viața mea, că urhalez toată viața mea pe popana. Cât de lent ești, cât de greu se mișcă. Și când urhalești un card, atunci se întâmplă să te spargă unul cu el, să vedeți în calificări când vei date popana la headliner. Nu trec el. Nu se mete strict la vine, eu lușeasă animal gol, dar e slab la finishing vine. Dar ce mă chinuie cu ăsta, mă, frate, mă? Ram pe Zacaria. Zacaria. O teleportare fără aia când nu rămâne și mai cine. Nu știu. Toamă. Ăștia n-alți. Am
ciuna weekendului. Bartu, Flavius, păi, cât ai? Mamă, ce goluri aiurea. I-am dat centru ca fraierul. Cât mai pasați vă fraților, jucați ca de fotbal. Go forward, please. Ce mă îndam? Rupem o linte și top, gata, hai că termin acum 19. Mamă, cred că mă înjură ăsta, tot eu conduc, tot eu bag pressing. Pressing-ul nu m-a ajutat așa mult acum. Era acuna să dea gol dintre 17 jucători și portarul.
GG scores, let's go, BNK. Rank 1, oh my god. Cui? Cu shit team. Bine, asta, echipa asta a fost mai decentă, dar aia de săptămâna trecută a fost slab rău de tot că am făcut rank 1. Asta a fost mai decentă. GG's. Rank 1, back to back, oh my god. Mersi, Eduard. Mariane. Seara stadionă, ai frate, că-ți arată că mai sparg cu stadionul și mingea. Nu știu cum e la mine acasă, deci probabil ai văzut și al adversarilor. Uite. Final, Frank Juan. Cum dau mai în drept? Rar pe respect, două ultimate pe 3, Timo pe 8 pe 3 picuri. Hai să scriem picuri întâi, după aia arăt stadionul și ala. Ce Team of the Weekend, mă, cine e cel mai bun? S-au avut investiție, nu mai contează, au urcat toți. Au crescut, ah, Kante. Mai bine îmi pică, că și așa e, praf, Kante. Nu-l folosesc, să mure dacă îmi pică, dacă îl folosesc. E greu de tot să scot pe legamentul de aia. Deci să mură dacă folosesc Kante, te-mi pică. Mi se pare slab. Jucători mici n-au ce căuta acolo la mijloc, aia pe tici, picioare scurte. Picioare scurte n-au ce căuta la mijloc. Ok, mi-a picat bine pentru SBC. Au crescut mult investiții în față, cât la match. Ah, ce mă duce aici. Pe Benzema secret. Kante again. Niciodată nu mi-a plăcut. Știți de când nu mai îmi place Kante? De când l-am jucat pe la tot timp, FIFA 20 și m-a bătut Shells în Premier League. M-a bătut Shells în Premier League, nemeritat. Nu, Shells, da, Shells. M-a bătut nemeritat. Mi-a dat mie Kante roșu primul inform și joc tot cu Fofana. E slab, frate, picioare scurte, nu-ți interceptează multe mingi la centru acolo. În îngrămădeală, da, da, o ia pase pe lângă el, zboară. E bun așa, joci agresiv cu el, foarte agresiv. Dar picioare scurte, nu interceptează mingii. Ce voiam să hai mă să arăt stadionul și alea, frate, unde ești, mă? Andere sau cum te chema? Uite, stadionul și mingea. Unde? Mingea e asta, EA Sports Black Silver, stadionul unde-l vezi? Structură? Uite ăsta e, Food Challenger Stadium. N-a schimbat nimic, poate, când... Nu, Shells m-a bătut în sfertul anul ăsta. Și acum doi ani. Shells m-a bătut doi ani la rând în Premier League. Unde sunt toți banii tăi? În investiții. N-are și nu o să trec la controlul, membrii au videoclip pentru așa ceva. Unde e un Marian? Marian, dă-mă de la să-ți deschidem picurile. Hai frate să-i aducem pe cantelul Marian. De la cine e pontul pentru investiții? FIFA Trading România, scrieți comanda, semne exclamării trading în chat și o să aveți link către Patreon-ul lui. Ăia tot 15 ca nu au crescut. 87. Păi eu nu am la 15, am mai jos. Am mers investit dacă urcă de la 81 la 89 peste sub 1 sau 2, 3 creștere gelul stăta. Nu faceți bani cu investiții mari, adică e un jucător la 1 milion cât e Fofana, pierzi o grămadă taxe. Nu merită. Marian a dat subscribe, mersi mult. Aștept până mâine la 8, nu știu Radu, nu știu, o să văd, depinde cum decur lucrurile. Vedem. Trebuie, o să, de acum încolo, cred că...
O să pun și în titlu comanda trading, dar să văd. De la live următor. Mariane, deja ți-ai așezat, Mariane. Ești vagabond, Mariane, nu pot să cred. Ia uite ce, la ce visezi tu. Ia mâncare, fratele nostru, Marian. 3 picuri. Și eu am la puțin mai aștept, da. Băi, grupul ăsta de Discord de cel mai bun posibil. O să-l pun și în titlu de acum încolo, asta cu trading. Haideți, băi, să vedem. La fratele nostru Marian, Kanté. Cum ar fi un să-i aduc la nebun Kanté? Oh, Sanchez, vezi că ăsta e bun. E pică, mă, Kantelul Marian. Dă-i ruină. Când i-a mai dat, nu, vorbiți prostii. Când i-a mai dat eu ruină lui Marian ca să-i dau și acum? Ia uite, Mariane, o știai pe asta? Nu știai schema asta, Mariane, ia uite. Pam, direct, Piqué, ce-ți doreai tu de viață, Mariane. Mai știi cât îl doreai tu pe Piqué? Da, cred că luăm pe Corea sau să luăm Piqué pentru SBC. Pronunță-te, Mariane! Mariane, pronunță-te! De când ți-l doreai tu pe Piqué ăsta? Ce se luăm la nebun, Corea sau Piqué? La ce echipă are, cred că și anunjează, ăsta e bun. Corea. Perfect. Și aici ascunde Kanté, Mariane, ești pregătit? Mariane, crezi că ești în stare să joci cu Kanté? Te simți pregătit pentru el? Că el vine doar dacă ești pregătit pentru el. Zi, Mariane, ești pregătit sau nu? Corea e mai bine. Da. Corea merită. Sigur a dat azi. N-am văzut. Nu-l văd pregătit. Niciunul nu cred că e pregătit, Marian. Hai să vedem. Da, se pare că nu-i pregătit, Marian. Nici n-a răspuns în timp. Dacă răspundea, poate-i pica. L-am întrebat. A ezitat și deja simte. Jucătorul a simțit că nu-l vrea. Și i-a zis, mai bine nu mai vin la un club unde nu sunt dorit 100% cu toată inima. Deci, Mariane, îmi pare rău. Îmi pare rău. Ce să-i luăm, mă? Îl luăm pe ăsta. Zi, Mariane, ne-ai mai pregătit un Nike în ceva? Ce ai mai pregătit, Mariane, pe aici? Ia să vedem, de ce putem să ne legăm? Bă, dar nimic nu dai. Mariane, nu ți-ar fi rușine? Son, Butrageniu, cine ți-a adus? Are vreo la el, Cosmin. Mariane, nerecunoscător. Mușcă mâna care l-a hrănit. Uitați-vă ce echipă i-am făcut. Butrageniu, Son. Și uitați-vă ce echipă are el, ce i-am adus eu. I-am adus doi jucători de clasă mondială și el avea numai trinichele. Dă în inform. Nu pot să cred că dăm un pachet ăsta cu informi. Fiți atenți, fraților, s-a pronunțat Marian că-i pică Kanté aici. Hai să dăm un pachet ăsta. Deci fiți atenți. Trei jucători, toți Team of the Week, dacă vă vine să credeți. Deci avem trei jucători, toți Team of the Week. Și Kanté este favorit să vină. Eu nu pot să cred așa ceva. Deci Marian, nu se lasă. Hai să-i dăm, Marian. Am dat. Hai, Marian. Ce făcuși, Marian? Ce făcuși? Ce făcuși? Ce făcuși, Marian? Bun. Nu-mi vine să cred. Mare.
Bă, nu se poate așa ceva, mă, om ghinionist ca Marian. Contul e de vină, mă, frate. Deci contul e de vină. Dar eu am văzut, știi ce am la pachetele astea mici, nu-i dă nimic. Dar la alea mare ați văzut. Icon SBC Butragheniu. Dă la Foot Champions Upgrade. Son. Deci Marian e predestinat pachetelor mari. Astea mici la el, care sunt în fiecare săptămână, astea nu sunt, nu sunt pentru el. Deci Marian, eu cred că trebuie să ne gândim la un mid icon de ăla când apare acum. Eu cred că trebuie să ne gândim la un mid icon. Și Drogba top, da? Unde mai găsește el super sub ca Drogba? Să fim serioși, poți să întrebi orice jucător pro, nimeni n-are Drogba super sub. Untradeable. Nu are pentru upgrade. Ia să vedem dacă are fratele nostru Marian upgrade ceva. Mariane, ia să vedem dacă ai ceva la upgrade. Dar nu cred că are, mă. Balon de aur, Modric. Ia uitați-l, mă, pe al nostru unde l-a băgat. La favorite, direct. E la favorite aici. Hai să vedem dacă are fratele nostru de un Foot Champions upgrade. Băi, i-a ruinat contul anul ăsta, săracul. Mi-a dat toate pachetele pe care le-a avut anul ăsta, mă. Nu-mi vine să cred. Deci toate pachetele mi le-a dat, mă, mereu când strânge pachete, eu îi le deschid. Nimic nu am adus, bun, nimic, nimic, doar sonul ăla cu Butragheniu, decenți. Am deschis mai multe pachete la el pe cont decât la mine. Mariane, ia uite ce e aici, artilerie, grea. Deci în vreo două săptămâni avem și Foot Champions Upgrade. Deci în două săptămâni avem Foot Champions Upgrade aici, băieți. Ia mă să vedem ce SBC-uri mare Marian. La favorite. A, doar ăsta. Aici simte el ceva bun. Mapa e. Klaus. Klaus ăsta nu prea merită pe lemnă. Zier. Ce card e ăsta, mă? Moment. Pușcașe decent. Oh, 2 weak foot. Cum să joci, mă, cu card 2 weak foot în atac? Nu se merită Marian asta. Puyol. Nu cred că e așa bun, 3 cu 3, nu știu, eu nu l-aș face. În ritmul ăsta aș vinde contul Marian. Nu merită Champions League. Cum mă, dacă lui Marian i-a picat son? Ce aveți, ați nebunit? Marky matchups, n-avem de ce să ne mai legăm pe aici, Marian. Stăm cu minți. Ia uite-l, rare player spec. A, trebuie să ai două dalea, Marian. Dar primul pack pe care l-am dat la cos a fost un Icon Moments, Nakata. Mi-ai dat de ăla și ți-am adus Nakata? În FIFA 20 sau 21? Nu mi-aduc aminte să fi luat eu așa slab. Îmi aduc aminte că am luat la un băiat Pele mid. Și chiar făceam Caterinca înainte să-l deschid. Am zis că este Kaká, Pele, R9, Eusebio și mai este încă unul. Și a fost Pele. Marian, îmi pare rău, dar n-ai. Nu știu ce se întâmplă cu tine în ultimul timp. N-ai noroc. Mai du-te pe la biserică, Mariane. La tine e problema, Mariane, să știi. Băi, nene, dar așa cont ghinionism, mă. Nu-mi vine să cred, mă, ce ghinion are Marian. Dar ți-am zis, Mariane, tu ești predestinat pachetelor mari. Salut, pe Remi Nicu, Bisavit sau Bari la Hirlane, pe CM Box to Box. Nu știu. Ia să văd. Tu mai ai pachetul, cum să nu feri, l-am acolo. Ia uite ce am aici, artilerie. Da, uite. Căror pachete ești predestinat cos? Al tuturor pachetelor. Savic. A zis Adiță că el îi știe. Savic, cred că e mai bun de afară Adiță. Ce mai e SBC Savic? Unde? Hai să mă uităm ăștia aici. Ioanmi. Nu merită. Bullet base or Cedar Smith? Apar n-am. Bullet base nu par am urba nimeni. Cum vă să dai gol când te-o capuce mizerie?
Da, se întâmplă, Cosmin Bogdan. Ce vrei? Eu le-am pățit pe toate. Wildcard din ea în joacă cu el. Păi, din ea în joacă cu tot. Ia să vedem. La toti vrei să-l deschizi? Da. La toti deschidem pachetul la trei de lor. Poate ne-a lovit cu un toti de la să nu mai scăpă în Delta în club. Un toti Cristiano. Milinkovic. Mili. Mili. Bam. A, 70. Mamă, Wickfoot. Ăsta are 5 Wickfoot. Mă, să-l iau dat la wildcard-ul ăsta. Așa are el, bă, băiatule, 5 Wickfoot. Mamă, dar are pace-ul ăla mic, mă, enervant rău de tot pace-ul ăla, 78. Timă de Madeline. Dar care era? Nu știu, nu se simte așa power in game. Oricum e la obiective, nu puteau să bage ăștia un card pe la obiective, să fim sinceri. Dacă o să iau un plus 2, da, o să fie top, dar așa, e decent, decent. O fanal ai distrugere, da, îți distruge contul, dar abia aștept să scap de-l. Pavel Pintar, un pic prea rapid. Jose Lu, Headliner. Ce card e ăla? Eu nu știu mă cardurile astea. Băi, pronosticul meu era altul, dar atunci am înțeles, s-au licuit deja și Cristiano Ronaldo o să fie în toti. Deci, eu nu-l vreau pe Ronaldo în toti, poate că sunt fan Ronaldo, da. 4-3-1, joc cu Tabor, un gând cu Cușa, oa, fizic, e blan rău. Bun, Messi, 95-2-2, da. Nu se mai opresc, țin spart conturi și ăștia de la ei, nici că se chinui să rezolve. Au dat un comunicat că vor să rezolve, dar nicio șansă. Ai deschis repicurile, da. Ce ai glup pe portar? Am glup pe portar? Așa am luat înseamnă. Ia. Așa am luat, acum. Ia, postelul asta voiam să fac. Nu mai știam ce voiam să fac. Acum am văzut prima dată că am glup pe portar. Nu mă interesează chemul ăsta așa mult. La portar. Asta e slab, mă. 68 pace, ce să faci cu el? Are vreo șansă Maldini cu el? Dacă e vorba de Maldini, nicio șansă. Bă, la fisul Maldini. Daniel sau cum îl cheamă? Nu, pot să vând Messi, dar nu le-au pe la pe 99 pentru că o să avem restricții. Și țin... One club player, bă, uite, ce-i minciuna asta? One club player, la trăițuri. Bă, ce-i minciuna asta, mă, la ei? One club player. A fost cândva. Nu mai este. Nu se iau Messi toti pentru că o să avem restricții. Doi toti sau două legende și... Messi o să joc cu el de 95 din toți. El nu a plecat. Sufletul lui încă e acolo. E cu inima la Barça. Mamă, ăștia te la ei. Bă, n-am niciun chef de jocul ăsta, mă. Eu cred că ăia te la ei stau toată ziua acolo la sediu. Cafele frumos, țigări. Vorbesc între ei. Cred că se uită pe live-uri la jucători, la rage-uri. Cum sparg ăștia controlere și de astea. Râd toți între ei. Eu cred că ăia te la ei asta fac la sediu acolo. În hate se pare că la PSG, da, asta a fost bună, bravo, mi-a plăcut. Bă, frate, deci, eu cred că ăia de la ei stau acolo frumos, se uită la streamer cum se enervează. Vorbesc toată ziua, Caterin, că parcă îi văd că stau așa la birou, îi stau pe telefon frumos, n-am niciun stres să facă ceva la jocul ăsta. Vreau să nu se uite și la tine, păi ar trebui să uite la mine. Bag un bafel, 12. Să bage ce ori prea. Să facă jocul frumos. Ferry, Rizu a spus niște vorbe mari. Rizu a spus niște vorbe foarte, foarte mari acolo. Mai joacă și o FIFA eventual. Da, asta. A scăzut, ia să uităm. A scăzut mult, da, Tudor. Și apare Cristiano în toti. Când o să apară Cristiano în toti și o să fie oficial, o să scadă mult. Mult. 1 milion probabil, dar după aia o să urce la loc, zic eu. 12.400.
12.500, cam așa. Deci 12.500. A fost și mai ieftin, 12.200. Mare ferită oftică. Teo Gold sau Cornet? Cornet, Mareane, cu ce să faci cu Teo Gold? Nici Teo ăla, primul uniform e bun. Băi, deci ăsta o să fie top, dar eu n-am văzut la nimeni chemistry-ul pe care o să-l dau eu. Arhitect. Deci îl fac arhitect pe R9. Artist, cum ziceam înainte, când vedeam arhitect. Vindel, nu mai să joci cu el. No, no, he's good, he's decent this year. Dacă ar vedea corner glitch și rebound-ul din tackling-ul, ar fi chiar... Bă, frate, la corner glitch doar trebuie să scoată omul ăla care e în colțul careului, atât. Atât, frate, doar scoți omul ăla care e pe colțul careului. Asta e tot. Passing și physical, exact. Să remedieze corner și rebound-ul, deși ziceau că o să fie ușor să dea unul. Și ziceau că o să fie ușor să dea unul versus unul Fines. Nu e. Signature sau fanul ăsta nou, Renato la Dăgea. E bun de tot, dar nu are loc de Benzema, e greu să mai scoate în echipa cu Benzema. Deci, Daniel, Renato, mult peste Fofana. Nu zic dacă spamezi o site trebuie la corner. Păi cine a zis că nu merge dacă spamezi o site trebuie? N-am spus nimeni. Ăsta o să fie cardul cu care o să fac istorie în FIFA. Păi să nu prea te-a impresionat, dar n-ai nimic, deci că e mai diferență între principal. Da, și m-a impresionat pe conexiunea online când mi se mișca prost. Am jucat împotriva lui în Hamburg, în Germania, când a fost la turneu și acolo a fost incredibil. Și o să-ți faci pe investiția asta. Salut, să mă refan, îmi arăt ce și unii ce ai cumpărat, te rog, am văzut că ai pe market și de tărpuși. Băi, da, eu mor, te râs când și pe Instagram mă bagă o grămadă în seamă. Salut, te apreciez foarte mult, ești jucătorul meu preferat. Îmi dai și mie o părere la echipă. Salut, te urmăresc de nu știu cât timp, ești foarte bun. Ce zici de jucătorul ăsta? Întreabă-mă, frate, direct. Te pup, Alexandru, dar nu pot să... Adică, ai văzut ce am cumpărat? Courtois, Benzema, ăștia. De ce arhitect? Să-i dea physical și passing. Echipa asta vreau să fac. Foarte greu asta. Știu că e greu. Dacă nu era greu, nu mai eram pe aici, nu mai era pe mine. Dar dacă o fac, mai bun Hakimi o întoarce. Da, nu zic nu, dar nu pot să atac cu el, adică dacă n-atac... Deci eu trebuie să atac cu toată echipa în afară de fundaș și central. Deci eu dacă n-atac cu toată echipa în afară de fundaș și central, nu pot să joc. Și da, și fundaș și lateral de fapt, cu toate coste mult, cred că în 30 de milioane se duce asta, dar probabil o să mai dau un downgrade de la Mbappé și cam atât aș vrea. 30 de milioane echipa asta, Alexandru. E greu de făcut, dar de ce nu? De ce nu până la urmă? De asta... De asta sunt aici, de asta am făcut trading 12 ore weekendul ăsta. Am stat vineri spre sâmbătă seara de la 11 seara până la 5 dimineața. Sâmbătă pe zi am stat vreo 3 ore și azi pe zi am mai stat iar câteva ore. Am stat non-stop. Formația asta o să joci? Nu. Și sănătate, mersi. Și poate că o să bag și 150.000 de FIFA points pe lângă trading și asta. Deci eu zic că am șansă. Mai 200 gate FIFA points și reușești. Nu e sigur, dar o să bag, cred că 150.000 de FIFA points. Mai bună Alexandrie de Cumulare, s-ar trebui să fie. Sănătate, mersi. Nu știu, eu zic că cu echipa asta aș face deranj mare. Singurul care mă neliniștește teribil este Cristiano Ronaldo ăla.
care, să fiu sincer, ar merita și el ar fi meritat până acum cel puțin două carduri de inform. Cel puțin două ar fi meritat. N-ai, frate, cum să nu-i dai lui Cristiano Ronaldo inform. A dat goluri să câștige Manchester, cred că 6 etape. A luat, bă, frate, a luat Player of the Month și n-a luat uniform. De ce e Player of the Month și nu e inform? Ce naiba asta? Morale să la exagerate bun la banii aia. Morale sau Morientes? Și... dar nici nu știu, te că numai când bat capul dacă stau să caut Morale și ăștia. O să iau un uniform până la a doua calificare. Da, dar uniformul face 92 ca ăsta. Nu-i dă 93. Și are deja două carduri de 92, ar face 3 carduri de 92. Ce faci cu el? Ce formație o să joci cu Cosmin? Joc mai multe formații. Te vreo 2 ani. De anul trecut, la FIFA 21, am început să schimb formațiile mai greu. Și Messi a luat când a dat. Și Messi a luat când a dat un gol și n-a zis. Ce naiba, mă? Messi. Băi, părerea mea că e cel mai, unul dintre cele mai nemeritate baloane de aur anul ăsta. Nu știu, părerea mea. Sunt fan Ronaldo, dar nu de asta, că nici Ronaldo nu mai merită. Amândoi, ok, au fost cei mai buni atâția ani, dar anul ăsta nu merita Messi, Lewandowski, Benzema, au fost alții, Salah chiar. Și Modric atunci, iar la fel, mare fraudă. Da, în fine, ăsta e un alt subiect pe care ne-am putea contrazice până mâine dimineață. Mie anul ăsta mi se pare foarte bună 4-2-3-1, dacă ai răbdare prea, dar în toate formațiile sunt bune, părerea mea, doar că trebuie să știi să le joci. Părerea doar te la despisi, că sunt decent. Nu cel mai bun, nu cel mai slab. Echipa asta, dacă mi-o fac, top. Dacă treci peste statisticile lui Messi, el merita clar. Statistic, vorbind, Lev a fost mult peste și Benzema, cred. Ce este 4-2-2-2. Toate sunt bune, toate formațiile sunt bune. Pui o jucă pe asta. Vreau să te joci cu Abela, Danger și Raut. Crash-ul meu. Ai văzut două legende la legionare? Așa o să fac, cred. În afară de golul Champions League, Lega n-a făcut nimic. Cum a zis ăla, cheșerul, cum a zis Nistor de cheșerul, în afară de alea 6 goluri n-a făcut nimic. Ce să facă la mai multe atât? Crește Cristiano dacă ia inform, se face 93 la întoarce. A, ăla, m-a întoarce, da. Militao sau Djala? Militao, știu eu, mai bun. Da, mă, ăsta e un subiect pe care am putea să-l contrace în 3 zile de acum încolo. Asta e frumos fotbalul, că fiecare are părerea lui, fiecare are jucătorul lui favorit, echipa lui favorită. Dar asta e atât de frumos fotbalul și cred că este cel mai iubit sport, că sunt părerele împărțite. Dacă toată lumea ar iubi aceeași echipă, același jucător, dar nu mai fi frumos. Vă dați seama că dacă nu era polonez și jucat la Echigo, cred că avea rezultate șanse. A, mă, că ăla a Ribery când, nu mai știu cine a luat atunci, când a luat tot cu Bayern München și cu Franța, mi se pare că ajunsese departe și nu i-au dat francezii lui, nu i-au dat balonul de aur. Și el a fost jaf mare. Dar nu știu, mă, mie e și Modric, mi se pare. Jaf mare de tot balon de aur, se dea lui Modric. N-au luat mijlocași precum Xavi, Iniesta, au fost mulți, Lampard, Pirlo, o grămadă, Gerrard, o grămadă de mijlocași. Scholes și ăla, mijlocași și n-au luat. Și-a luat Modric, care a început să joace fotbal de la 29 de ani, 30, așa, forță. N-am luat Ibra și-a luat Modric. Nu e vorba de Ibra, dar e vorba de alt jucător cu poziția lui. Nu o să ajungă niciodată la 7. Cine? Clar, Ronaldo, dar nu o să mai atât în momentul ăsta nici Ronaldo, nici Messi nu o să mai avea un cap.
Eu zic că în ultimii 10 ani, în top 5 mai bun jucat central. E bun, da, dar a fost așa echipă. Nu știu, părerea mea că cea mai proastă strategie de marketing și de tot a fost când a plecat Ronaldo la Real Madrid. Nu trebuia lăsat niciodată. Ronaldo trebuia să-și încheie cariera acolo sau la Sporting, date acolo să plece la Sporting. Nu trebuia niciodată să plece Ronaldo la Real Madrid. De ce n-am postat pe TikTok? N-am mai avut nici chef, nici timp. Probabil o să postez, vreau să postez zilele astea un videoclip, să mă înjure iar pe TikTok. Îl ia Vinicius anul ăsta, nicio șansă, oricât de bun ar fi, pentru că, băi, acolo e mafie mare. Dacă voi vă gândiți ce mafie acolo, dacă a vrut să se facă o superligă unde să fie miliarde de euro și o grămadă de bani și tot, acolo la nivelul ăla e mafie mare, sunt interese mari, sunt... E foarte greu să vină alt jucător de la altă echipă, să, nu știu, de la o echipă de asta mai... Acolo e un jucător de la echipe mari, bă, nu te au, gen... Ronaldo, Modric, că au fost la Real Madrid, Messi, bine, Messi are putere prea mare, că poate să ducă, putea să ducă și la altă echipă și lua. Dar sunt interese mari acolo. Ia Mbappé, nu cred, dacă, mamă, cum ar fi să ducă Mbappé și cu Haaland? Bă, frate, dar să se ducă Mbappé gratis la Real? Mamă, ăsta ar fi, cred că, cel mai bun transfer din istoria fotbalului. Dar nu știu ce a fost în mintea ăstora de la PSG când i-au făcut contract. Pe cât i-au făcut lui contract? Pe 3 ani, 4 ani? Locul lor îi făceam un contract pe 7 ani, lejer. Că atunci el era copil când a semnat, ar fi semnat și pe viață cu PSG, dacă îi dădeau ăia bani mulți rău de tot. Cu toate că ambiția lui era să joace la Real. Busquets, băi, da, asta pot, aș pune și la pin mesajul ăsta, Busquets, eu și când jucam fotbal, jucam mijlocaș defensiv și Busquets era idolul meu. Deci, Busquets și Yaya Touré erau idolii mei, dar Busquets mi se pare cel mai underrated fotbalist. Deci, Busquets, cel mai underrated. 5 ani. Puteau să-i prelungească măcar atunci, după primul, al doilea an, nu știu. Trebuie francea, n-au putut, da. El cu... Casemiro nu mi se pare la nivelul lui. Casemiro s-a descoperit și el odată cu Modric. S-au descoperit de câțiva ani. Busquets domină fotbalul și e la nivel top de când s-a apucat, la 18 ani până în momentul de față, de 15 ani, 10 ani, Busquets în top. De aia care zic că și acum e bun să ne duci în rău. Știu că a refuzat el prelungire de contract, dar a refuzat prelungire de contract acum. Acum pe... gen pe final, în ultimii 2 ani, dacă ar fi dat, de exemplu, acum 3 ani, când mai avea, cum ar veni, să mai aibă 3 ani de contract, mai prelungea 100% atunci la început. Legenda e Artur, era și că tot m-am preferat în copilă, e monstru, monstru. Busquets nu prea, și nu aveai cum să fii wow când îți pleacă Xavi, îți pleacă Iniesta, să destramă echipa aia. Bă, eu am fost fan Cristiano Ronaldo, dar părerea mea că aia e una dintre cele mai bune echipe din istorie. Oia trei la mijloc, aia făceau senzații, mă, când începea oia să paseze, nu mai găseai mingea, nu puteai să le iei mingea, puteai să fii tu cine, puteau să bage ăștia 20 de jucători pe teren, nu 10, în afară de portar. Tot nu le luai mingea ăstora trei, Busquets, Xavi, Iniesta, pasau ăștia până să plictiseau. Acum e greu, mă, la cine mai joacă acolo, nici nu mai știu echipa Barse, cine e la mijloc, De Jong, care nici de nu mai joacă nimic. Eu zic că nu este bun, trebuie să fie bun și ofensiv, cred că Machelele omul ăla, n-am știu că cu Machelele nu pot să mă pronunț. Mișto numele echipei, dai când e mult să-l alegi. Apăsam la mișto doar să îmi fac echipa, trebuia să pun, nu știu, 3 sau 5 litere și apăsam la mișto. A, să... Doar ca să fac concept.
Pedri, ce naiba, mă, zici Xavi și după aia când zici Pedri, ce echipa mai bătură al un fal la o, nu mai cât 4-5-6 la fiecare meci. Eu zic cum era în viața reală. Aha! Bă, frate, ca aia Ture nu mai e niciunul. Era Gorgheter în Premier League, CDM. Bă, CDM, Gorgheter în Premier League, cred că n-a mai fost niciunul. N-a mai existat niciodată în istoria Premier League-ului unul cu atât de multe goluri. Nu știu, cu câte goluri a terminat oare sezonul ăla? Terminase cu multe goluri, parcă peste 15. Bine, nu cred că a terminat el ca fiind Gorgheter, dar a dat foarte multe goluri într-un sezon. Yaya Touré. Parcă Guardiola a încheiat și lui cariera. Bă, nu știu, Guardiola asta a încheiat cariera la mulți jucători importanți. Cum a venit la dat pe ăla, pe Hart. Joe Hart, portarul Angliei, capitan la City, l-a dat direct afară. Bine, asta înseamnă să fii antrenor cu personalitate. Te duci, tai în carne vie. Pe cine vrei tu, indiferent că l-ai cel mai iubit, cel mai, te l-ai dat afară. Da, Pep a încheiat carierele multor jucători, dar în același timp a și format mulți și pe unde a fost a făcut istorie pe. Vorbitel după ce a plecat de la Barça. Da, avea pică pe el, dai seama. E și orgolios ăsta Guardiola, cred. Păi și pe Ibra, tot el a exclus de la Barça și... Păi așa Ederson e mult peste Hart, o fi văzut el ceva. Da, mă, da, atunci în momentul ăla Hart era cel mai iubit în Anglia. Capitan la City, juca național la... Nu știu, cred că era al doilea capitan la City. Capitan cred că era la Company atunci. Juca național Angliei, mește meci. Era printre cei mai iubiți în Anglia. Și a venit ăla direct. Out. Cea mai bună echipă în ultimii 10 ani după tine? Nu știu, eu am fost BBC peste MS. Bă, să fiu sincer, eu sunt fan Ronaldo. Părerea mea, Cristiano peste toți ăia trei. Dar ceilalți doi, Bale cu... Bă, și Bale, nu știu cum te-a dispărut așa într-o dată. Mie nu vine să crede, Bale. 30 de milioane echipa asta. A dispărut dintr-o dată așa și Bale, nu știu, Benzema atunci nu era ca acum, dacă era Benzema ca acum, atunci era, stăteau lucrurile altfel. Dar nici n-avea cum când era Ronaldo. Nu știu, cea mai bună echipă în ultimii 10 ani, probabil Barcelona. Perioada aia cu Messi, Neymar, Suarez, Xavi, Iniesta, Busquets, toți ăștia, echipa aia top. Slabă echipă, frate, doar 87 km. Neymar e și peste Benzema și peste Bale, părerea mea. Asta da. BBC 4 Champions League, să nu semn Champions League. Da, uite, statisticile vorbesc altfel, dar de asta zic, că în istorie o să rămână doar rezultatele peste mulți ani. Noi vorbim acum că i-am văzut, dar ia să vedem peste 20 de ani. Când o să se vorbească de ei, o să zică, bă, ce rezultate au avut. Și când te uiți la rezultate, ăștia 4 Champions League, ia doar 1. Și e o diferență mare, mare rău. Dar noi, care i-am văzut jucând, gândim altfel. Rezultatele rămân mereu, de-asta e cel mai important. De-asta, uite, și în FIFA. Nu contează că ești la un meci de calificare, că pierzi calificarea în ultimul minut. Nu o să-și mai amintească nimeni de tine dacă nu te califici. Și dacă n-ai rezultate. Rezultatele sunt totul în FIFA și în tot. Și în viață și peste tot. Alea rămân în istorie. Rezultatele. Că joci tu pentru fani, că faci cum făcea Dobrinte, să oprea, punea talpa pe aia la mijlocul terenului și venea oia și dădea cap în cap. Nu mai interesează pe nimeni. Băi, ăsta e 12-3, mă. 12-4. Arnai. Pusese unul o poză pe Twitter cu Marquinhos. Luase unul Marquinhos cu 200 și ceva de owneri. Și zicea și că îți dai seama cât de bun e cardul ăsta după câte des a fost vândut. Vă dați seama, mă, 200 de owneri, cred că nu există niciun card. Nu există așa ceva.
Ia să ne tonăm martinii și puțin. Ia 7, 13. Dar n-am văzut în viața mea cu 200 ceva. Nu știu cum, cred că la erar, un, dar nu pot să-mi dau seama cum. Uitați-vă și voi la care ți-au ori editase la poza, nu pot să-mi dau seama. Dar mi-e greu să cred că unul a avut 200 ceva de unul. Din 4-5 litri au fost parbite. Da, mă, nu contează asta, frate. Rezultatele rămân, exact ce vă zic. Nu contează circumstanțele, adică rezultatul rămâne mereu. Ai făcut investiții de 13 milioane. 13 milioane am investit. Da, mă, dacă stau să ne contracem pe asta, pe fotbal, de-aia să iau aia la bătaie pe la meciuri, suporterii de fotbal sunt cei mai fanatici, pentru că te poți contrazice și na. Sunt multe argumente cu care te poți contrazice în fotbal. Eu țin cu Barça, nu am treabă cu Barça. Fiecare cu ce-l doare. La ce profit ai trebuit să investiți de 13 milioane? 2 milioane și... 2 milioane, ce, peste, ce 2 milioane sau peste, bine rău pentru mine. Cine joacă, frate, 300 de meciuri astea unei nici ești? Să vorbesc așa. Da, dar mulți se ceartă. Când îți spui, dacă deschidem un subiect de fotbal, iese ceartă 100%. Caută pe maestru, Mbembe. Mai investești după, da, mai bag o tură de investiții Tudor. Pe 18 am Premier League-ul și până pe 20 nu-mi fac echipa mea. Că dacă pe 18 trebuie să-mi fac echipă de Premier League, așa să-mi fac o echipă cu R9, cu ăștia, să-i vând, pierd o grămadă la taxe. Ce fac acum la investiții, pierd la taxe. Așa aștept până pe 18, joc pe contul lui Costin atunci. Pe 18 fac investiții. Pe 18 joc Premier League, îmi fac echipa cam pe 15-16 așa. Mai investesc până atunci și între 20 și 22 vreau deja să am echipa mea gata. Mie îmi place Real de când era grasul, generație veche. Messi the GOAT, azi în acela te zis eu, Cristiano Ronaldo better. Amândoi au fost, frate, băi. Noi trebuie să fim mândri că am fost în era lor, adică cu toate că oricât l-ai iubit tu pe Messi sau îl iubești pe pe Messi sau pe Ronaldo, n-ai cum să știi celălalt că e slab. Uite, mie îmi place de Ronaldo, dar n-ai cum să știi Messi că e slab. Amândoi au fost în top. Dar acum fiecare are preferatul lui. Sper că nu faci mulți coins în echipa aia. Depinde că trebuie. Bine, acum suntem 30, din 30 și rămânem 8 sau 32. Nu, suntem 32 și rămânem 8 din 32, Tudor. Fofana nu-i pe market, nu, dar ăștia zic că ar fi un bug și că nu ar fi în pachete. Așa spun ăștia. Și eu cred la fel, că sincer eu nu cred pe nimeni că ar da bani ăștia pe Fofana. Cine ăsta, mă? Asta e la Leicester. Leicester, să nu mai zic Leicester. Te salut, Cosmin Grande, oho! Radu! Bă, frate, unde-i Fofana? Câți Fofana sunt, mă? Seco? Seco, măi, al nostru. Headliners trick sau headliners? Care e diferența? Niciuna, aparent. Au zis ăștia că îl ratează la 800 ca aia. Parcă de nu-i dau snipe până mâine. Uite, mă, da, e în pachete. Hai, frate, că ăsta nu merită în viața lui banii ăștia. Niciodată. Când vreodată nu merită ăsta banii ăștia? A luat o lumea rasna cu hype-ul ăsta. Uitați-vă și voi, are balans 7-7 până dai o pasă că îl nebunește. Tot ce sper e să se facă 90 până la calificări să nu poată să joace ăștia cu el.
Asta sper eu. Să se facă 90 ca să nu poată să joace ăștia în calificări cu el. O să rupă oricum la 90. Da, mă, ăsta defensiv e bun rău. Defensiv e top ăsta. Păi ce se mai are același rating ca Viera, mid, 88. Și la 90 ce aproape de prime. Crezi că e peste Renato? Sunt doi jucători diferiți. Unul ataci, unul cu unul și ataci, deși aperi, unul te aperi mult mai bine, mult mai bine, te aperi mai bine, dar nu ataci așa bine. Da. Salut, preferatul meu rămâne Ronaldinho, succes. Și eu am avut primul poster cu un fotbalist, a fost Ronaldinho. Ronaldinho cred că e singurul fotbalist fără hateri. Eu nu cred că Ronaldinho are vreun hater în lumea asta, să zică cineva Ronaldinho a fost slab sau Ronaldinho n-a fost fotbalist bun. Te Messi, te Ronaldo, te Grasu chiar, toată lumea mai vorbește aiurea că bă, că uite că n-a fost așa, că n-a fost nu știu cum, dar cred că Ronaldinho e singurul fotbalist din istorie fără hateri. Fotbalistul care te făcea să iubești fotbalul cum te uitai la el. Deci combinația, deci bine cum ne-ați arătat și fana. Eu n-aș juca, eu joc cu amândoi să atac, eu n-aș putea să joc cu unul doar să mă apăr, să nu atac. Dacă e să faci primul 11 al tău, care ar fi ăla? Greu, rău de tot. Casillas în poartă, Dani Alves, Ramos, Puyol, funda stânga, nu știu, Roberto Carlos. Dar au fost ăia înainte, mă, pe care nu i-am prins eu, Maldini, ăștia, dar eu nu pot să vorbesc de ei, că nu i-am văzut jucând. Vorbesc ce am văzut eu. Nu a fost în prime mult, asta da. N-am cum să vorbesc eu de... Tu crezi că Ramos e peste Puyol? Da, eu așa zic. În atac oricum ar fi ăștia. Messi, Cristiano, Neymar și Mbappé. Să joci 4-4-2 și mijlocaș ai pune Xavi Iniesta. Mai te-a făcut SBC-ul că nu. Deci are realitate foarte bună. Bă, ăsta nu merită, mă, adică nu știu, nu l-aș face, că nu ataci cu el. Balansul ăla 7-7, te tragi în jos. Nu, 4-4-2. Cu Neymar și Mbappé în bandă și în atac Messi, Cristiano Ronaldo. Oricum, dacă ai fi băgat pe amândoi în aceeași echipă, Messi dădea mai pase de gol Ronaldo. N-ai, mă, băi, a zis bine, Ferguson a fost cel mai inteligent. Pe Ronaldo oriunde îl duci, el îți dă 3 goluri și în Liga 3 și în orice... Oriunde la duci, el poate să-ți dea un hat-trick în orice meci sau un gol în orice meci. Pe Messi, dacă îl duci altundeva, nu poate să-ți dea și ți-a dovedit asta. Dar echipa aia se vece. Tot era format de jucători la Barça și Real. Păi da, mă, dar și meritau. Și meritau. Au fost și rămân, până cu arerea mea, cele mai mari echipe din istorie. Barça și Real. Și acum nu știu cu Barça ce s-a întâmplat, că adică erau pe ducă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Dar cu taxele, cu alea, problemele lor pe acolo prin Spania. Pe Messi nu-i ataca, Messi joacă orice, frate. De număr 9 cel puțin. Îl bagi într-un 4-2-3-1 și tot îl faci. Cam. Unul cel mai bun număr 10 și altul cel mai bun număr 7 până la mea. Bă, numărul 7 până să joace Ronaldo. Bine, a fost de tradiție, dar nu era ca și un număr 10. Părerea mea că numărul 7 a fost... S-a început să se pună accent pe el poate mai mult decât pe numărul 10 de când a apărut Cristiano Ronaldo. Numărul 10 era peste tot top. 10, 9. Dar nu știu, poate greșesc eu. Pe părerea asta nu pot să fiu așa de... să mă contrazic atât de mult, să o susțin atât de tare. Asta e părerea mea. Că Cristiano Ronaldo a făcut numărul 7 atât de celebru. Au fost mulți înainte, Beckham, ăștia, dar... Cristiano Ronaldo, părerea mea, că a făcut celebru numărul ăla.
6.500.000 ai ajuns să stau în Cava și eu am dat 7.100.000 pe la mid. Deci ăsta e 6.500.000 prime. 6.500.000 prime și am dat pe 7.100.000 când l-am luat. Bine, m-am făcut treaba cu el, m-a calificat în Cambul, în Champions League. Nu pot să zic nu, a doborât multe legende ale FIFA-ului, dar l-a bătut pe Peixoto, care a fost locul 3 la play-off anul trecut. În meciul de calificare a distrus multe legende și mituri din FIFA pele. Și a meritat banii, dar am pierdut mult pe el, mă, l-am luat cu 7-1 și l-am dat cu 5-1. Am pierdut 2 milioane plus taxe la 5 milioane. Vreo 2.300.000, cam așa am pierdut pe el. Ia mă și regele. Care e diferența, mă, dintre ăsta prime și la mid? O fi bun clasă la anul trecut? Da, dar nu... Nu știu ce să zic. Mamă, ăsta e 5-9. Deci ăsta e 5-9. Și ăla mid, ia să vedem cât e. 4-5, a scăzut, nu? A scăzut și mai scade. Îl iau bine pe la mic. Bine, depinde ce bani fac, dacă îmi bubuie investițiile, poate iau bullet mid și iar bullet prime și arnine prime. Pentru că nu-i mare diferență. Ce mi-e 4-6, ce mi-e 5-9, 5-8, cât o fi ăsta. Adică tot pe acolo e. Seara bună, Cosi, te pup, Alin. E diferență mică între ăsta și ăla mic. Mamă, uitați-vă ce statusuri are. Ăsta e jucătorul bun la toate, mă. Are 3 statusuri peste 90, 1.89 și restul 86-82. Nu cred că o să existe vreodată jucător mai bun box to box decât Bullet. Are și body type și tot ce vrei. Body type ăla ajută foarte mult, că ocupă mult teren. Degeaba era anul trecut ăla Bruno Totti, KDP, Team of the Season, apăreau grămate carduri de-astea cu statusul numai 90 ceva la toate. Degeaba, mă, dacă n-ai body type, ești mort. Zic că, știu ce care nu am făcut la fără, dar să nu bagi distra de 91, nu bagă de asta. Garanteze că nu bagă de la. Da, ăsta joacă oriunde. Fundaș dreapta, păi, nu știți că în FIFA 19 jucătorii pro la turnee îl băgau funda stânga, ca să nu mai dea ăștia centrări pe centrări din Tornado. Toți jucătorii pro băgau Mbappé, Totti cu Cristiano Ronaldo, Totti mijlocași dreapta și stânga și dădeau centrări. Și toți băgau Bullet funda stânga și pe dreapta aveau Ramos, ceva de genul ăsta. Să nu poată să dea cu capul. 2 center back buni, pe un 500 de ca. Marquinhos, Cordoba, Militao, nu știu cât e, ăștia ar fi. Băi, că nu-i mai diferență față de cel mediat. Eu în stat de bani, nu mai rău cu tot. Da, nu știu. La 19 nu știu că au cu Varan și Ramos, stânga-dreapta. Da, și Gullit, ți-am zis. Van Dijk și Maldini Center, băi. Bă, frate, eu nu pot să înțeleg de ce anul trecut, când ne dădeau ăștia conturi full, nu juca nimeni Maldini. Eu cred că eram cam singurul care juca Maldini, fundaș central. Restul toți jucau cu Vieira ăla. Vieira sau jucau cu Van Dijk, cu Varan. Eu mereu am jucat Maldini, nu știu. Ia mă, Zidane Prime, nu cred că e scump, că ăla e slab. Ăsta e posibil să fie bun anul ăsta, mă, ia să vedem. A, 3.600.000. Oh, shit, 75 def, nu, uitați-vă și voi, passing, perfect. 5-5. Medium. Noapte bună, Cosi, te pup, Mihai Vlad, salut, Aulo. Cum se bagă acum numele, nu știu. Băi, uitați-vă, mă, statusuri aici, mă, dar defending-ul ăla strică tot, mă, frate, mă. Dacă avea defending măcar 80, deci dacă avea 80 defending, urpa tot. Da, mă, ți intră, dar nu poți să te aperi cu el, de același lucru ca și cu KDB ăla. Nu te aperi cu el. 75 depth, dar uitați-vă, passing, dribbling, tot ce vrei. Bine, dar agility 78 e cam slăbuț.
Nu știu, dar oricum. Anul ăsta îți face echipă top cu puțin cu ești. Dar uită-te de ce. De ce ce? Nu înțeleg la ce te referi. Care defensive awareness mix sau la ce te referi? Are slide tackle care... Nu prea contează. Te apăr că e mare. Da, mă, dar are defensive awareness mic, rău de tot. 64. Dar e cel mai mic status al lui. Și contează ca în cel mai mult în apărare. Aggression mic 79. Până își face asta cura să intre la minge, îți dă la gol. Nu știu ce să zic, nu-l recomand. Ideea un ancor și la nu-și la bătaie. Ce să la nu-și la bătaie? Să duce gancura la fund. Mamă, ce mare gât. Ce se în box to box să recomandă până 3 milioane. Renato. Renato ar fi. Păi Renato l-aș recomanda. Toate că e mai ieftin. Nu trebuie neapărat să investești mult bani, dar uite, de gând, în opinia mea, cu Renato aș cam vin decât cu Zidane Prime. Nu știu. Părerea lui Silva Atac e bun. Faceți-l echipa asta dacă vreți, că nu-i scumpă. Doar 30 de milioane de coins. În ban real, cred că vreo 10.000 de euro. Cred că vreo 10.000 de euro echipa asta să face. Ce știu, Frank Highlander, nu cred că merită, e prea mare hype. Băi, un jucător care iar a fost top anul trecut și anul ăsta nu mai e deloc prin echipe, Bruno. Bruno la fel, era top dacă îl băgau. Bine, dar i-au dat parcare și 3 weeks, deci nu cred că e așa. Eusebio Pantrea numărul 1, da, și mie mi s-a părut cel mai bun până să joc cu pele. Am dat pe atac e mai bun decât Guri. Clar asta, 5 cu 5. Spune tot. 96 passing. Ai tot ce vrei la Elena, dar apărarea... Pune-l pe ăla cu Gullit în apărare sau pune-l pe ăla să treacă-te Gullit. Cum nu joacă aproape nimeni pe Mateus ăla pe... Păi da, dar e mic de statură, picioare scurte, da, nu cred că e jucat. Asta e, mă, cea mai bună echipă cu care ce poți face la regionare, părerea mea. Dar acum are 55 camp, pentru că nu sunt pozițiile puse. Toți sunt, uite, Renato e CM, Guri de CM, ăsta Mbappé, Ronaldo, Grasso, striker, Neymar, striker, Cristiano, striker. Te salut cu deosebit respect, te salut cu același respect, Darius, ce faci? Mamă, ce mă doare și genunchiul. Băi, n-am mai fost la sală de două luni și săptămâna asta am băgat mai forță așa sală. Mamă, mă simt ca un bătrân de la care are dureri în tot corpul. CR7 toti, da, dar ce facă trebuie să scot ori Arnani ori Gullit. Și nu mă îndoresc să scot pe niciunul. S-au anunțat deja restricțiile? Nu, dar ia stați să mă uit pe Discord. A, mâine o să vorbească Rașen ăla, că a fost un concediu până pe 9. Ia stați să intru și eu pe Discord. Cum joci cu echipa asta în game? 4-4-2, striker probabil o să joc R9 și Mbappé sau R9 și... Ar fi bine să joc R9 și Neymar, dar n-a cred că Mbappé mai bun pe striker. Bătaie, domnul, te salut. Asta e echipă cu 6 atacanți. E asta să văd dacă au scris ăștia ceva pe Discord la ei. EA. Tot întreabă de restricții și a zis Levi de Vert. Ar trebui să jucăm cu jucătorii nelimitați 90+. Singurul car care ar trebui să fie banat este Sule. A scris și Levi de Vert, deci nu numai eu am probleme cu Sule ăla.
Ce ești frumos, te pup, te pup, Vlad, ce să zic? Mai stau și puțin, mai stăm puțin de vorbă și până am un bag și un pat. De ce nu joci 3-3-4? Pe Neymar o să dea la o parte foarte ușor. Da, dar în bandă să știi că nu se simte, că l-am jucat în bandă. Eu am jucat Ginola, l-am dat pe Ginola, am luat Neymar, m-am calificat și în Hamburg și în Paris. În Champions League și la Elgera. Olimp atac tot. Uite, cu echipa asta taci cu toți în afară de fundași centrali. Părere Tomi, decent. Unde merită investi mai mult, în mijloc sau fundași? Ambele, aș face o balanță între ele. N-aș investi undeva mai mult și undeva mai puțin. Aș face o balanță între mijloc și fundași, că e foarte important anul ăsta. Cel puțin mijlocaș și central. How is it going, kid? Shut up, David. Mă faci copil, David, ai uitat că te-am luat în centru vechi și nu te lăsa să intri în cluburi, că erai minor. Dar care este ideea că se pun mijlocașii? Striker, nu înțeleg ce te referi. A, nu e nicio idee, așa e pentru chemistry. Crezi că îi crește price range-ul Fofana? Sper să-l crească, să se frarească lumea cu el, să-l ia ăștia la 3 milioane. Sper. Mamă, s-a tras la vorba asta. Păi ce să mai zică, că eu vorbesc în fapte reale. Ce ai făcut, mă, Davide? Cum ai petrecut? S-au dus vremurile alea. Acum când ne vedem în București, gata, ești major. Nu mai trebuie să mă cer cu bodyguards din cauza ta. Cam tu, papa, kid. Da, mă, băi, ți-ai să ne uităm puțin la echipele prietenilor, toate că nu cred că au fost mari schimbări chiar până azi. Dar ne uităm puțin și după aia îmi fac și la Somnic. La Somnic, vorba bine, Somnic. Stau așa în pat, mai investesc. Ori tot cu echipa asta, da, bine. O să fie mulți care și mulți probabil. Uite, când ai echipă bună și echipă fulece și psi. Vezi unul cu echipă slabă și zici: "Mamă, dacă mă bate ăsta, ce o să zică lumea? Am avut și echipă mai bună și bă, dar nu e așa. Uite, eu de exemplu, anul trecut cum am calificat în Champions League, am avut cea mai slabă echipă dintre toți adversarii mei. Bă, niciun adversar n-a avut echipă mai slabă ca mine, decât tu, nu cred. În primul meci ăla cred că m-a bătut. Ăla m-a bătut, da. În rest, pe toți ceilalți, aveau echipe mai bune decât mine. În Champions League anul trecut. Și m-am calificat. E și foarte important să gestionezi chestia asta. Factorul mental e foarte important. Adică să nu zici: "Mamă, să spui tu singur presiune pe tine." Nu trebuie să faci asta, gen: "Am cea mai bună echipă, joc cu ăștia cu echipe slabe, dacă nu-i bat ce se întâmplă?" Sau: "Mamă, trebuie să fie diferența prea mare, trebuie să-l domin 100%, ăla nu trebuie să miște dacă eu am echipă bună și el slabă." Nu, nu e așa. Nu are nicio treabă. Te apărai cu Varan, gol, te siar, se vând și îmi bat pe toții, da. Păi nu mai știi că mi-a dat Andoni golul ăla. Stați că are Andoni golul și pe Instagram, se pare. A zis că a fost cel mai frumos gol al lui din calificări. Mi-a făcut niște dalea, te-a trecut prin Varan cu... Ia, Instagram, Andoni, să caut. Stai să caut o secundă. Andoni. Timpaie. Pusese la anul trecut cel mai frumos gol al lui din calificări la sfârșit de an și a pus golul cu mine în Champions League și asta a fost cel mai frumos gol al lui din calificări. Da, cred că l-a șters. A, nu, aici. Dar cum fac asta mai mare? Uitați. Nu știu cum să fac asta mai mare. Uitați-vă ce gol mi-a dat. Ăsta juca avea așa atacanți, Mbappé, Totti, Cristiano, Totti și eu aveam Varan Gold, Mendy Gold. Uitați-vă cum trecea prin jucătorii mei. Uitați-vă și voi cum trecea prin jucătorii mei, mâncava, deci n-aveam ce să-i fac. Nu pot să fac mai mare. Deci cum trecea prin jucătorii mei, bestia, uite ce comentau toți ăștia. Uitați-vă și voi, fiți atenți cum cădeau ăștia în picioare. Ia uitați-vă. Pam, jos. Aici la fel, a rămas mingea la între 5. Ce să le faci, mă, că era diferențată echipă prea... Și tot l-am bătut.
N-am dat dublu Ctrl și scroll. Nu, nu s-a mărit oricum. Oricum s-a văzut cât de cât. În talul cum trebuie și anul, da, clar. Și după aia l-am bătut tot cu echipa aia. Și era și în formă maximă, venise după două turnee unde se calificase la două regionale diferite, top 6, top 6 făcuse. Venea după două calificări la rând. Da, Kinder pe tot ce se fac. Am un la pe până afară. De asta n-am bante loc. Caută pe TikTok Baron Montana să vezi. Are el bantă de toți. Maestro Squad. A, să putea, mă, să nu-l ia. Ia uitați. Regele. Ce în FIFA e bun, dar mi se pare ăsta cel mai bun adversar. Guarino. Echipele astea trebuie schimbate, dar să vedeți. A, dar stați mă că pot să văd echipele lor, că pot să-i vezi câte echipe are aparent. Nu știam. Ia. Unde era? O, Roman, ia să vedem Roman. A plecat la Craiova, mă, Roman. Nu mai este la Craiova. Am văzut și eu acum câteva zile. Unde mă sunt curios să-i văd echipa lui ăla lui? Cum de ce o să o cum îl cheamă? Ethan? 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 E cealul text Ethan? Nu știu cine e Ethan? A, Ethan, Ethan. Da, la post. Investi și el. Arnai și Eusebiu pe prea tare diferență. Arnai, dacă e conexiunea bună, e 5 clase peste orice alt jucător. Pe conexiune perfectă, dar pe conexiune slabă nu e. Salut șefule, salut Liviuț. Ca aceea e cu pele de când se știe. Shells, Shells e jucător de Arnai, în toată viața lui numai Arnai n-a jucat, dar acum a investit. Ovi. Mare la bloc pe Twitter. Cum frate ca jucător prost să dai bloc? Ăstora care îți dau hate, adică... Nu. Hate. Care îți comentează că tot tu ai început ceva, o ceartă și ăștia îți comentează și tu dai bloc. Crazy Days. SBC Squad. Asta e echipa lui Ovi, chiar că e SBC Squad. Salut Rafael Flores, salut Cosi, de ce ai așa supărat cu punctele alea acolo? SBC Squad. Sword Struț. Ăsta e la Freddy și a schimbat numele. Ia, nu să-l vedem pe Stocks. I-a picat Messi ăla, i-a picat Messi de 94 azi. De ce ai dat reveal? Reveal la? Ce nume dat? Savic, antrenor la Ovi, haha. La ce mă să dau reveal? La Ovi? Ar fi tare să fac Ovi videoclip. În următorul videoclip arăt echipa mea meta și eu să fi arătat pe live acum. SP9 un Fabio, ce ăsta e bun? M-a bătut la un turneu, l-a bătut și pe Dulan mai la un turneu. Thomas Somos are o echipă. Avea Curit și Arnai, numai așa jucă la Rivals. Savic. Nu
Da, mă, băieți. Păi ce să vă mai zic? Cam ăsta a fost și live-ul din seara aceasta. Am făcut rank 1 la weekend cu această echipă minunată. Săptămâna trecută am făcut rank 1 cu altă echipă mult mai slabă decât asta. Deci cel mai important e că am reușit back-to-back rank 1. Am investit toți banii pe care îi aveam, aproximativ 13 milioane. Zilele astea o să vând tot ce am investit, să-mi scot profit. Deja sunt profit cam 2K pe fiecare card și am 700 de carduri. Deci am undeva la 1.400.000 profit până acum. Sper să fac peste 2 milioane profit. După aceea o să mai investesc o tură. Tot ce fac vreo 15 milioane, sper să fac vreo 3 milioane profit atunci. Mă duc în 18 milioane. Messi e tradable. Și o să fie top. Cu 18 milioane pot să mă apropie o echipă ok, pentru că la toti or să mai scadă jucătorii, Gullit o să scadă, Armea o să scadă, că apar Ronaldo toti, fundașii cred că or să scadă și ei. O să fie un crash mai mare, cred, zic eu. Dar nu știm sigur, vedem. Și ce pot să vă zic, vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți de fiecare dată. Ne vedem, nu știu când ne vedem, vă țin la curent pe Instagram cu tot, aveți aici Instagramul meu sub cameră, cu Cosmin6, follow acolo cu investiții, cu profit, cu tot ce fac. Pentru investiții FIFA Trading România pe Instagram sau aveți comanda aici trading. Și da, spor la Weekend League, mult noroc la pachete și vă țin la curent pe Instagram când ne vedem data viitoare, că nu știu sigur. Seara bună tuturor!